La vârsta de 100 de ani, Elena Ciocăzanu din Ursați se poate considera o bătrânică fericită. Cu prilejul derulării campaniei O viață cât un centenar, polițiștii, pompierii, jandarmii și reprezentanții prefecturii Gorj au mers acasă la femeie pentru a o sărbători. Gorjanca spune că nu a fost la spital niciodată, iar atunci când avea o durere, se trata cu o pastilă. Am dus și greu și mult și puțin, dar am trăit bine. Am și copiii de m-a ajutat. Îi mulțumesc să le dea Dumnezeu și lor sănătate și dumneavoastră la loc. Dar care este secretul? Cum ați ajuns la 100 de ani? Am mâncat... Natural. Să spun eu. Varză neprăjită. Am mâncat fasole. Nepus ulei în el. Am mâncat. Mama bun, mama. Și-am trăit așa cu ce-am. Dar ați fost bolnăvicioasă, ați mers la spital des. Poftim. La spital ați fost? Nu. M-a iertat Dumnezeu. De asemenea, femeia mai spune că are activitate zilnică și că nu îi place să stea. Fiii mei pleacă la servici. Fata la școală. Dar eu am descriu cu mătura, întâi pe toate camerele, mă gândesc la copii că să vină la ora atâta și eu în termin toate cele fapte pe aceea de acasă. Autoritățile i-au dăruit bătrânei un tort și un drapel național. Fiind anul centenarului, ne-am deplasat astăzi în localitatea Ursați, unde am avut deosebită plăcere să înmânăm din partea doamnei ministru de interne un drapel național, o insignă și numai gânduri bune pentru o doamnă deosebită care face legătura naturală între anul 1918 și anul 2018. Campania O viață cât un centenar este inițiată de către Ministerul Afacerilor Interne și constă în identificarea tuturor persoanelor care în anul centenar împlinesc 100 de ani și omagierea acestora. La nivelul județului Gorj au fost identificate 4 persoane, iar noi, toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, am venit să le facem o mică bucurie și să le ascultăm poveștile de viață, povești care au născut odată cu România. În județul Gorj sunt 4 femei pe care autoritățile le-au sărbătorit astăzi în cadrul campaniei O viață cât un centenar.